Continuăm cu un subiect extrem de delicat pentru multe femei. Mă aflu și eu în categoria asta. Îmi doresc să aflu cât mai multe lucruri despre menopauză. Însă nu ar trebui să fie deloc așa, pentru că menopauza este cumva o etapă firească și trebuie, cel mai important, trebuie să fim informate. Alături de mine este Cori Grămescu. Bine ai venit, Cori! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Arăți absolut superb! Mulțumesc! Așa cum spuneam... La fel și tu. Mulțumesc asemenea! Așa cum spuneam, vorbim despre menopauză. Când pronunțăm cuvântul menopauză, deja ne gândim și nu la lucruri foarte frumoase, știi? Ne gândim oare ce o să ni se întâmple, oare să ne îngrășăm foarte tare, oare nu o să mai avem poftă de viață. Aș vrea să-mi spui tu, când zice menopauză? La ce te gândești? Te sperii asta? Mă apropii și eu de 40 de ani, adică aproape că-i trec și cumva recunosc când eram mult mai tânără aveam o concepție negativă despre etapa asta de viață. În realitate, acum consider că dacă o gestionăm corect, poate să fie una dintre cele mai bune și mai frumoase etape din viața unei femei. În speță și pentru că suntem mai echilibrate, avem mai mult timp pentru noi, avem mai multă maturitate. Deci depinde foarte mult cum te poziționezi. Însă, dacă ne uităm, de exemplu, la stock photos, da, în internet, imaginea asociată cu această etapă de vârstă, 45-55, este a unei femei care nu mai are strălucire, care exact. Nu mai are. Este această concepție negativă și nu e deloc așa. Dacă avem grijă de noi, dacă ne prioritizăm, dar într-o manieră sănătoasă, aud foarte mult despre slăbiri și cure de slăbire, nu este vorba doar despre a slăbi, ci e mult mai important să ne gândim în termen de cum ne menținem, cum facem aceste schimbări permanente în viața noastră și cum prioritizăm comportamentele fundaționale pentru sănătate și pentru un aspect fizic frumos. Fluctuațiile astea de greutate în care tot slăbim, tot ne îngrășăm, tot slăbim, tot ne îngrășăm, din păcate ne strică corpul și nu ne ajută niciun fel. Ai atins un subiect important și revenim un pic la alimentație. Și aș vrea să ne explicăm cât de importantă este pentru noi femeile alimentația în această perioadă. Este importantă în orice perioadă. Pentru orice om, modul în care decidem să consumăm alimentele și să avem grijă de corpul nostru este fundamental importantă pentru modul în care arătăm, pentru modul în care ne simțim și modul în care prevenim riscurile asociate cu diferite boli. Sunt foarte multe boli cronice care sunt prevenibile prin aceste comportamente alimentare sănătoase. Însă, revenind la menopauză, cu atât mai important este pentru femei în această perioadă să aibă grijă să aibă grijă la ceea ce mănâncă, pentru că acum plătim într-un fel și facturile, dacă vreți, între ghilimele, ale curelor de slăbire dezechilibrate, ale înfometărilor repetate, ale lipsei sportului. Asta este ceea ce văd cel mai des la clientele mele din România, în mod special. E o frică de sport, se feresc să facă sport, nu le place și este una dintre intervențiile cele mai benefice și cele mai eficiente în perioada menopauzei. Femeile la menopauză au cele mai bune rezultate dacă se apucă de sport. Cu siguranță și o să vorbim și de partea aceasta legată de sport. Aș vrea să ne spui care sunt alimentele pe care trebuie să le consumăm atunci când suntem la menopauză sau când ne pregătim să intrăm în menopauză. Există o serie de alimente cu caracter antiinflamator. Este vorba despre alimentele în general neprocesate, alimente naturale, legume, fructe, pește, carne, ouă, semințe, nuci crude, cereale integrale neprocesate. Nu ar trebui să avem o alimentație restrictivă în sensul eliminării grupelor întregi alimentare, dar este important să știm cum le asociem între ele. Consumul crescut de legume și fructe, de sezon, diversificate, gătite cât se poate de divers, adică și crude și gătite ca să nu ne dea disconfort digestiv, este important pentru că ne stabilizează glicemia, ne stabilizează pofta de dulce și ne asigură echilibrul digestiv. Și deci asta este important în această perioadă a menopauzei. La fiecare masă trebuie să avem cel puțin așa o porție de două mâini de legume asortate, pentru că în perioada menopauzei, din pricina schimbărilor hormonale, digestia are de suferit. Deci fibrele din legume și fructe ne ajută să digerăm corect și să avem o digestie sănătoasă. Apoi, în perioada de menopauză și premenopauză, este foarte important să prioritizăm proteinele de calitate
Și aici este un mic aspect de luat în calcul. Noi, pe măsură ce înaintăm în vârstă, pierdem capacitatea de a digera multă carne. Și atunci e foarte important să asigurăm acel minim necesar de proteine care să ne mențină tonusul muscular, să ne mențină hormonii în stare de bună funcționare, neurotransmițătorii, pentru că avem nevoie pentru echilibru emoțional și energie. Cel mai mult cred că avem nevoie în acea perioadă de echilibru emoțional. Dar totodată trebuie să avem grijă la digestie. Și atunci, în perioada de premenopauză, carne mai puțin, dar prioritizăm carne albă, peștele în mod special, ouăle sunt surse de proteine complete de foarte bună calitate. Și totodată trebuie să nu neglijăm echilibrul alimentar. Deci ne trebuie și un pic de proteină vegetală ca să avem diversitate alimentară. Diversitatea este cea care ne asigură confort digestiv, ne asigură de retenția comportamentelor sănătoase. Că dacă mănânci numai carne de pui cu salată în 6 zile spre 7, te-ai săturat vezi. Până aici, nu mai vrei să mai auzi așa ceva în viața Corect. Ta. Și, repet, important este să ne gândim la cum menținem aceste comportamente sănătoase în timp. Un alt factor pe care l-am auzit în legătură cu menopauza este că nu prea mai ai energie, nu prea mai ai chef să faci lucruri. Și atunci există cumva alimente care să ne mențină această energie? Schimbările hormonale sunt reale. Schimbările de energie sunt reale. Brain fog-ul, ca așa se numește, este adică real. Adică ceața în creier. Efectiv, simți la un moment dat că nu te mai ascultă mintea ta, modul în care funcționai. Însă, dacă reușești să incorporezi echilibrul acesta de lifestyle, și aici la ce mă refer? În primul rând, numărul de ore de somn. Să știi că foarte multe femei, în special în România, sunt deprivate de somn. Și sau suferă de insomnie pur suferă și de insomnie, nu dorm, sunt supra-solicitate cu munca în casă, munca în familie, munca la serviciu și așa mai departe. Copii. Partea de somn este foarte importantă, să avem măcar 7 ore de somn odihnitor, bun, pe ritmul circadian, deci nu ne culcăm la 2 dimineața, ne culcăm și noi pe la 10:30 seara. Deci la 10:30 cam pe acolo, 10:30, 11, na, acum, știi cum e, nici nu putem să ne deconectăm așa de la responsabilitățile noastre, trebuie să fim realiști, dar să prioritizăm somnul. Apoi, la nivel de creștere a nivelului de energie, expunerea de dimineață la soare, la lumină naturală, este foarte important să stăm pe zi în lumină naturală, iar seara după apus, respectând ritmul circadian al corpului, să stăm la lumină scăzută ca intensitate, lumină galbenă scăzută ca intensitate. Să evităm expunerea prelungită la ecrane, da, la ecrane albastre, seara târziu, nu mai stăm la televizor, nu mai stăm pe telefoane, nu mai stăm pe laptop. Eventual citim o carte dacă nu putem să dormim. Deci toate lucrurile astea ne ajută. Iar la nivel de alimentație, toate clientele cu care eu lucrez și am deja peste 13.000 de cliente în portofoliu, da? Toate îmi spun că în momentul în care fac această trecere la o alimentație naturală, echilibrată, îndestulătoare din punct de vedere caloric... Și probabil mult timp înainte de a intra la menopauză, nu? Adică să fie așa o perioadă de pregătire a organismului. Și înainte, dar și dacă luăm măsuri, ne vine mintea la cap la 40 și un pic de ani, tot e bine, pentru că tot vom avea beneficii. Deci... Trecând la această alimentație neprocesată, naturală, echilibrată și, repet, îndestulătoare din punct de vedere caloric, pentru că e foarte important să nu ajungem în cure de slăbire foarte drastice, deficit caloric foarte mare. Asta, normal că îți taie energia, că nu ai din ce să te hrănești. Atunci te echilibrezi. Atunci îți crește nivelul de energie și mai avem, desigur... Bine, sportul. Asta sportul, trebuie, somnul, cu siguranță, implicat în proces. Antiinflamatoarele naturale, da, vitamina C naturală, pătrunjel, ardei verde, citrice, fructe de pădure, apoi partea de curcumină, da, tot ceea ce înseamnă turmeric, curcuma, energizantele acestea care ne activează metabolismul, da. Condimentele naturale iarăși stimulează digestia, ușurează digestia. Și foarte mult în zona de nivel de energie trebuie să vorbim despre sănătatea ficatului. În momentul în care evităm consumul de alcool, evităm fumatul, evităm cafeaua în exces, evităm mâncarea procesată, automat organismul nostru se autosusține. Procesele de detoxificare naturală se întâmplă mult mai eficient și noi avem mai multă energie. Cori, ești pentru noi un adevărat exemplu. Eu am avut la un moment dat extrem de multe. Pentru mine, așa le consideram multe kilograme. După care m-am disciplinat în ceea ce privește alimentația și am reușit să slăbesc. Știu că și în cazul
tău s-a întâmplat acest lucru și spun că ești un exemplu pentru noi. Câte kilograme ai avut la un moment dat? Am avut 86. Când eram copiluț, aveam 16-17 ani, aveam 86 de kilograme. Așa mi-am și căpătat, practic, legătura cu lumea asta minunată a well-being-ului, a fitness-ului. Așa a și început cariera mea în fitness, acum 18 ani deja. Și ai slăbit? Am slăbit, la vremea respectivă am slăbit mult, am slăbit până la 47 de kilograme. Eu am 1,70 m înălțime, nu știu de ce, nici acum nu știu de ce m-am ambiționat atât de tare să slăbesc așa de mult. Da. Între timp mi-am revenit la o greutate normală pentru vârsta și greutatea și înălțimea mea, în care să simt că mă pot bucura de viață și să o pot susține. Tu locuiești acum în America sau în România? Sunt în proces de mutare în Statele Unite ale Americii. Da, sunt în proces de mutare, am fost back and forth așa de aproape 2 ani de zile, merg câteva luni pe an acolo, am pornit afacerea acolo, practic am stabilit punctul de plecare așa într-o nouă aventură antreprenorială și acum urmează să finalizez formalitățile de viză ca să pot să merg și să ridic compania acolo. Noi îți urăm multă baftă. Mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Unde te pot găsi cei interesați? Yamdiet.com este platforma mea de diete personalizate prin tehnologie. Generăm meniuri personalizate pentru toate tipurile de probleme de nutriție, să spunem așa. Mulțumim tare mult. Mulțumesc foarte mult de invitație.